Salut, fetelor! Astăzi revin cu încă un empties pentru că mă plimbam prin cameră și m-am îndreptat către cutiuța mea de produse terminate și mi-am dat seama că nu mai stă capacul, ceea ce înseamnă că e clar că trebuie să filmez. Am aici un șampon de la Kerastase, este bendivalent, este pentru păr cu rădăcini grase și vârfuri uscate. Am auzit lucruri foarte bune despre acest șampon și am vrut să-l încerc. Într-adevăr, ajută mult cu rădăcinile grase, este un șampon tratament, nu trebuie folosit tot timpul, tocmai de aceea mi-am luat o cutiuță mică, o sticluță mică și l-am folosit pe acesta așa cum... Sincer, nu pot să zic că am mai avut probleme cu îngrășarea părului, că mi se îngrășă pe la vreo 3-4 zile, trebuie să mă spăl, ceea ce mi se pare normal. Desigur, o sticlă de Bioderma, pentru că mie îmi place foarte mult să mă demachez cu Bioderma și tocmai de ce am consumat o sticlă întreagă. Știți că îmi place foarte mult. O variantă foarte bună și mai ieftină este și apa micelară de la L'Oreal pentru ten sensibil, dar prefer Bioderma. Că tot vorbeam de demachiat, șervețelele mele demachiante preferate de la Hydra Science se găsesc numai în Carrefour, din păcate, dar sunt foarte bune, foarte ieftine și niciodată n-am întâlnit șervețele demachiante mai bune decât astea. Am aici un fixativ de la Vela. Și este Vela Forte pentru păr lung, acela mov. A fost bun, nu pot spune că fantastic. Și a făcut treaba și cam atât. Am aici o pastă de dinți Sensi Relief de la Himalaya. O pastă de dinți foarte bună, îmi place. Câteodată mai am gingiile sensibile și tocmai de aceea mai folosesc o dată la ceva timp o pastă de dinți pentru dinți sensibili. Și cam atât pot să zic. Încă o pastă de dinți, tot de la Himalaya. Mie îmi plac pastele de dinți de la Himalaya destul de mult în ultimul timp. Dar acesta este pur și simplu... scrie dental cream și atât. Nu cred că are ceva special. E aceea obișnuită. Un deodorant de la Dove Silk Dry. Bunicel, nu nemaipomenit, dar bun, și-a făcut treaba. Am reușit să termin șamponul Big de la Lush. Tocmai ce-mi dădusem seama că mai aveam una sau două folosiri în cutiuță și am zis că stă degeaba acolo și ar fi bine să-l folosesc. Și folosindu-l, mi-am adus aminte cât de mult îmi place șamponul și cât de bine îmi curăță rădăcinile și cred că mă voi duce să-l recumpăr pentru că mi-a plăcut foarte mult și uitasem cât de mult îmi place și să-l recumpăr. Am aici un gel de duș de la Dove cu hibiscus și migdale. Pot să spun că mi-a plăcut foarte mult gelul de duș. Înainte aveam o problemă cu Dove, mereu am crezut că Dove creează dependență și cred că la un moment dat chiar crea dependență. Adică dacă nu mai foloseai produsele Dove, pielea era foarte uscată și o aveai hidratată doar în momentul în care foloseai Dove. Asta era o poveste pe care am auzit-o, nu știu de ce credeam în ea, putea să fie doar creierul meu. Dar am început să folosesc gelurile de duș de la Dove și îmi plac foarte mult pentru că sunt hidratante și nu știu exact de ce, dar nu știți că am o problemă. Mă irit de obicei de la geluri de duș și săpunuri cu prea mult sulfați. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu gelul ăsta de duș. Are sulfați, dar nu mă irit, adică nu pățesc nimic când duș de la el, ceea ce e bine. Aici am avut o cutiuță plină cu ulei de cocos special pentru păr să-mi fac tratamente și am reușit să o termin. Era luată de pe organic.ro, din câte țin eu minte. O aveam de mult și era cazul să o termin. Și acum nu mai am ulei de cocos și trebuie să-mi cumpăr ulei de cocos, deși nu mi-am mai pus măști de mult timp. Părul e foarte sănătos, nu mi-am mai pus deloc măști, dar ar trebui să arată totuși. În sfârșit, am terminat Boeing Concealer de la Benefit. L-am de mult timp și cred că era terminat. Mai are foarte puțin în el pe margine, dar nu mai poate fi folosit, este deja vechi. Un corector bun l-aș recumpăra, dar cred că Studio Finish de la MAC este mai bun. Am aici masca cu enzime de la Mario Pădescu, sunt enzime din fructe, papaya, mai multe. Este o mască care teoretic mănâncă celulele moarte de pe față și îți luminează foarte mult tenul și într-adevăr luminează tenul și mi-a plăcut mult masca aceasta. Nu o voi recumpăra imediat pentru că am multe alte măști pe care vreau să le folosesc să le termin, dar cu siguranță cândva o voi recumpăra pentru că îmi place foarte mult. Încă un fond de ten mineral de la Sephora în nuanța 10. Fondul meu de ten preferat
de mult timp nu mi-a mai plăcut atât de mult un fond de ten și mă face foarte fericită și este foarte ușor de aplicat și nu se întinde și nu rămâne pe haine și îl recomand și ei mai nou nu se mai fabrică. Și ultimul produs din acest Empties este o cremă de față de la Clinique, este Dramatically Different Moisturizing Gel. Este gelul lor, au și varianta de loțiune, gelul este pentru ten gras. Acesta a fost în 50 de mililitri, cred. Da, 50 de mililitri, am reușit să-l termin, mi-a luat ceva să-l termin. N-am fost. Tocmai de ce mi-a luat ceva să-l termin? Pentru că nu mi s-a părut cine știe ce cremă de față și cine știe ce hidratant. Și mie îmi place atunci să-mi hidratez fața, chiar dacă am tenul gras. Și nu o să-l recupăr, sincer, nu mi-a plăcut atât de mult. Mi se pare... Și acestea au fost toate produsele pe care eu le-am terminat în ultima perioadă. Cutia este goală, așa că voi începe să umplu iarăși. Și ne vedem vineri cu un nou clip. Mă scuzați că postez astăzi, adică miercuri, dar a venit sora mea din Vietnam și am petrecut ceva timp cu ea și nu am avut timp să filmez. Au fost câteva zile foarte ocupate. Dar revenim la programul nostru, cel puțin până încep internship-ul la Google, care va fi pe 1 iulie. Și de atunci voi vedea exact cum va fi programul și cât timp voi avea pentru filmare și dacă va trebui să trecem la un clip pe săptămână. Eu sper să nu, sper să pot să fac două clipuri pe săptămână în continuare, dar nu se știe și mai bine nu promit nimic. Cum ziceam, ne vedem vineri și până atunci puteți să mă găsiți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram, să-mi puneți întrebări pe Ask FM și cam asta, vă pup, pa, pa!